aranjați-vă și parfumați-vă. Să vă scoateți ideea asta din cap, căci poate ați mai întâlnit vreodată expresii puțin mai dure legate de faptul că v-ați aranjat sau v-ați parfumat. Ține de estetică și de frumosul ochiului. Deci nu trebuie să exagerați și să vă faceți părul albastru deschis, ca atunci ieșiți din sfera normalului, dar dacă te-ai îngrijit și te-ai coafat și te-ai făcut plăcută și nu miroși ca un sconx, asta nu înseamnă că nu iubești pe Dumnezeu.